Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Ultima zi a săptămânii vine cu un cer variabil, cu orari mai accentuate la începutul intervalului în regiunile vestice, apoi mai ales în jumătatea de nord a țării. Îndeoseb după amiaza și în prima parte a nopții vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului local în vestul, nord-vestul și centrul țării, precum și în zonele de deal și de munte și pe arii restrânse în restul teritoriului. Izolat va cădea grindină, iar cantitățile de apă vor depăși 10-15 litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 grade în dealurile de vest și în depresiuni și 27 de grade în lunca Dunării, iar cele minime se vor situa între 4 și 14 grade Celsius. Să vedem ce temperatură ne aduce ziua de vineri. În Maramureș mâine vom avea temperaturi cuprinse între 20 și 21 de grade Celsius. În Crișana vom avea parte de descărcări electrice, iar temperaturile sunt joase pentru această perioadă, ele fiind cuprinse între 18 și 20 de grade Celsius. În Transilvania avem temperaturi cuprinse între 18 și 21 de grade. Vom avea parte de descărcări electrice, iar în județul Brașov mâine va ploua. În Oltenia temperaturile oscilează între 22 și 23 de grade. În Muntenia avem parte de o vreme mohorâtă, iar temperaturile sunt ridicate, avem temperaturi de vară, ele fiind cuprinse între 23 și 27 de grade, cu 26 de grade în București. În Dobrogea se registrează temperaturi cuprinse între 20 și 24 de grade. În regiunea noastră, în Moldova, temperaturile sunt cuprinse între 19 și 24 de grade, cu 22 de grade în județul nostru, în județul Iași. Vom avea un cer înnorat în mai întreaga regiune. În nord avem parte de descărcări electrice, iar în sud cerul este mai însorit. În Pașcani, mâine se înregistrează o temperatură de 20 de grade, dar se va simți ca una de 21 de grade Celsius. În ciuda temperaturii destul de plăcute, vom avea înorări variabile. Atât despre prognoza meteo. Sunt Ana Maria Ipate și vă aștept și mâine pentru mai multe date meteo. Numai bine!